Namaste. Rac, ce mai faci? Eu sunt Rina Devi și te salut acum din România. Primește un salut cald, o îmbrățișare plină de lumină, de căldură, de iubire și tot ce este mai bun pentru tine, toate dorințele tale să ți se îndeplinească. Totodată vreau să-ți reamintesc că această lectură este o analiză generală, poate rezona sau nu cu tine, tu ia doar ceea ce simți că ți se potrivește. Te rog să urmărești videoclipul, ascultă-l de la început până la final, dă-mi părerea ta sinceră într-un comentariu ca să mă bucur și eu. Să începem lectura noastră de astăzi pentru toți cei care aveți soarele, luna, ascendent în rac. Să vedem ce mesaje au cardurile de tarot pentru voi chiar în acest moment. Pentru raci, vă rog. Prima ta carte este Regina Spadelor. Această minunată regină îți spune că te gândești la lucruri cu capul rece. Sunt momente în care ești prea emoțional și știi că anumite decizii sau anumite aspecte ale vieții nu pot fi așa emoționale. Deci, această carte îți spune să acționezi mai logic, mai pragmatic, mult mai practic. Și apoi vei ajunge la mai bune soluții pentru decizii mai bune. Apoi, acolo unde îți dai seama că ambele resurse sunt bune în funcție de situație. Uneori e bine să fii foarte emoțional, dar sunt alte ocazii în care este mai bine să fii foarte logic și foarte rațional. Apoi doar te vei confrunta, să spun așa. Sunt momente în care cu adevărat trebuie să fii mai logic, pe picioarele tale, sau mai cum se spune, cu picioarele pe pământ. Și apoi, în cele din urmă, te vei descurca bine în rezolvarea acelor aspecte. 10 de cupe. Această carte îți vorbește despre răbdare. Spune că răbdarea adevărată așteaptă cu entuziasm. Este a aștepta cu bucurie, este a aștepta cu credință și cu plinătate, cu securitate, la care binele la care tu te aștepți va ajunge la tine. Deci această carte minunată îți spune că este un drum lung de parcurs, puțin a mai rămas, foarte puțin, așa că într-adevăr viața ta înflorește. Aștepți ceva foarte mare. Așteptarea va apărea, va sosi. Așa și vei continua să aștepți cu bucurie. Continuă așteptând cu entuziasm, pentru că ai de gând să vezi cum se rezolvă totul foarte bine, foarte curând. Rac. Această arcană majoră, moartea, vorbește despre o schimbare radicală. Poate te gândești să te muți, te gândești să faci o călătorie, poate te gândești să schimbi profesia. O activitate economică vibrează cu schimbarea. Racul vibrează cu schimbare, pentru că ceea ce poate părea începe foarte înfricoșător, atunci îți dai seama că este cel mai bun lucru care ți s-ar putea întâmpla ție. Deci, tot ce are de-a face cu modificări totale, modificări radicale,
Simți că devii entuziasmat pentru că foarte adevărat este această siguranță, această schimbare te favorizează. Puneți imaginația să vibreze pentru că chiar ceri o schimbare în viața ta. 5 de spade. Această carte vorbește despre o închidere definitivă cu trecutul. Această carte îți spune că ești deja în pace. Amintește-ți că cheia principală îți permite să închizi ușa și să închizi ciclul trecutului, care este cheia principală. Cheamă iertare. Și acea iertare înseamnă că te ierți pentru greșelile pe care crezi că le-ai comis și ierți situația sau ierți o persoană. Ești în procesul de iertare. Nu este ușor, dar reușești. Așa că, în sfârșit, cheia principală a iertării reușește să se închidă. Acel ciclu al trecutului pe care amândoi ați vrut să-l închideți. Marea preoteasă, această minunată arcană majoră, vorbește despre studii în cazul tău. Unii dintre voi vreți să învățați ceva nou. Vreți să faceți lucruri diferite. Deci, racule, această carte este pentru tine, indicând cu siguranță că vei studia tot ce trebuie, vei finaliza cu succes o școală, un curs, poate fi începutul unui nou proiect sau poate fi, să spun, punctul culminant a ceva ce ai admis deja. Vei face asta. Și este singurul lucru care trebuie să știi. Așa că, racule, mergi mai departe. Nu-ți fie teamă să investești energie, să investești timp și bani. Pentru că aceste investiții sunt benefice și vei reuși în tot ce ți-ai propus tu. 5 de bastoane. Această carte spune că există oameni care nu sunt cu afecțiunile tale și din cauza modului în care se comportă cu tine, pentru atitudinea lor și pentru ceea ce fac, tu nu tolerezi nici de cum nedreptăți. Uneori te face să te apuci de păr cu acei oameni nedrepți, oameni nedrepți, cu acei oameni aspri. Dar nu ar trebui să faci decât două lucruri. Numărul 1. Îndepărtează-te pentru că provoacă probleme a acești oameni. Și numărul 2. Evită să ai de-a face cu astfel de persoane pentru că vei deveni o persoană la fel ca acei oameni care critică și cu acea atitudine joasă. Și este un proverb românesc. Dacă într-un sac cu mere bune pui un măr stricat, este clar că tot sacul se va strica, nu? Deci, tu ar trebui să fii un exemplu de pace, un exemplu cu multă iubire, cu multă iubire și pace. Pentru că oamenii sunt conflictuali. Tu nu trebuie să te amesteci în provocări, în dezacorduri, în argumente sau orice altceva pentru stilul adevărat al racului. Trei de cupe. Această carte anunță o sărbătoare. Poate cineva de la distanță
vine acasă sau tu ești la distanță și vii acasă și ai o reuniune de familie sau un eveniment frumos în familia ta. Deci este o carte pozitivă care anunță că va fi sărbătoare, inima ta va sărbători ceva frumos cu persoane dragi ție, persoane care stabile, persoane care poate sunt în altă țară, exact cum am spus, și vin acasă, persoane care sunt în inima ta. Deci se anunță petrecere pentru tine, drag rac. Și am ajuns și la finalul acestei citiri, acestei lecturi, da? Să vedem ce card rezonează cu tine acum la încheiere, dragul meu, draga mea rac. Că a vrut să iasă, am luat-o, este cardul norocului, roata norocului, care anunță pentru voi, dragi raci, noroc, un viitor mai bun. Dacă vrei să joci la loterie, poți juca că vei avea noroc. Dacă ești singur și vrei să cauți sufletul tău pereche, să găsești un suflet care să mergeți împreună în această viață, încearcă că vei avea noroc, vei întâlni persoana potrivită pentru tine. Dacă vrei să faci un credit la o bancă sau la un CR, mergi și pune formalitățile toate, pune acele documente și vei reuși. Deci roata norocului este că vei avea în viitorul apropiat mult noroc în toate privințele. Și eu mă opresc aici. Sper că ți-a plăcut această lectură și totodată ai vrut să vezi aceste mesaje aici pe canalul Raze Divine. Abonează-te dacă îți place ceea ce fac și urmărește-mă și pe rețelele de socializare Telegram și Facebook. Primește îmbrățișarea mea puternică, plină de lumină, de iubire, de căldură, amintindu-ți că ești un magician al vieții pentru că ești un co-creator al realității tale, care o poți schimba și așa devii adevăratul proprietar al destinului tău. Mulțumesc pentru participarea la această minunată comunitate de conștiință. Ne reauzim în curând într-o nouă lectură. Namaste!